Bună dimineața, prieteni! Ați văzut ca seară, am lipsit, am venit mai pe la 11, da? Și mi-am dat seama că de sărbători, de Crăciun, de Paște, orășenii sau majoritatea lor devin niște, niște țărani fără sens. Adică ne-am mutat toți către orașe, că către... vrem să ajungă copilul domn la oraș, bă, dar de sărbători, orășenii ovilează către sate, către acolo, la țară, de unde de fapt Cam toți provenim. Bun, și mi-am dat seama de un lucru mare. Da? Am tranșat mielul, că de asta am, După asta am fost, da? Până pe la 11. Și mi-am dat seama că pe lângă miel foarte importante sunt pungile de congelator. Da, ca filologul. Prima dată în viață când am tranșat un miel. Gata, tăiați, salniștit. Nu l-am tăiat eu. Nu știu să fac de asta și nici nu-mi doresc vreodată să văd, măcar. Dar așa, te cuprinde o, o stare de aia de... Eu nu știu cum să o numesc, o, un semițăranism uh, bun, o semantică bună da, a existenței tale de două, trei zile cât durează sărbătorile, în sensul că te, um, te faci mai gospodar. Sau cel puțin, mă rog, te obligă nevasta să, te să, să fii mai gospodar. după pungele de congelator acolo, vezi de altă punem bucățele de tocană, de friptură, de ciorbă, deși n-am făcut ciorbă niciodată de miel. Da, și cam atât. Dar cer este că la 11.30-12 am căzut ca bătut, cum se zice în Ardea. Dom'le, cum ai dormit? Ca bătut am dormit. Dar am zis că dacă toți sunt sărbătorile astea foarte faine, am văzut la seară la televizor da, o procesiune la Buzău, foarte faină, comparabilă cu ce am văzut la Valencia, și mă gândeam, vezi, într-un fel sau altul ar trebui promovate astfel de lucruri. De ce? Nu pentru uh, că unul crede așa sau unul crede altfel, ci pentru că se adună oamenii. Acolo unde se adună oamenii, deja există o bună cuvință. Nu se pot aduna oamenii numai la căzruși într-un război. Știi? Dar atunci când, când te duci în coloană, când faci o procesiune sau pur și simplu te duci la o nuntă, da? uh, te duci cu, cu sentimentul ăla de sărbătoare. Dacă știi să-l distilezi în interior, este fantastic. Și a zis așa, bă, de sărbători. Să mă apuc eu să vorbesc despre sărbători Pascale sau de Crăciun ar fi, nu știu cum, n locul lui pentru că nu mă pricep, nu știu să le, să le simt încă. Poate sunt încă într-o adolescență de aia, nu știu cum să, să o numesc altfel. Și am zis că, că cea mai bună ocazie este să, să faci reclamă unor cărți. Uite, mie mi se pare că sărbătorile. Așa trebuie să fie detihnite ca o carte de a pe care nu o poți lăsa din mână. Și v-am spus odată, uite, asta este cartea, singur, Viața lui Mihail Sebastian. Tatiana Niculescu o semnează și când vezi o carte de Tatiana Niculescu, musai musai să o cumperi pentru că ea, și cartea, e mai mult decât o biografie, e o carte de istorie, e o carte de psihologie, e, o, e un jurnal, este ceva dincolo de imaginație. Mihail Sebastian, clasa 10 clasa 11 -a, accidentul, orașul cu Salcâm, steaua fără nume, marele merit al Tatianei Niculescu este că scoate pe Mihail Sebastian din manuale și ți-l pune în față la un cafei. Stai și bei o cafea cu Mihail Sebastian. De ce e important? Eu am ales cartea asta pentru că e vorba despre un om care și-a depășit limitele, și-a depășit spaimele. Și mă gândesc că Paștele este și despre asta, despre, despre depășirea unor spaime. Bun. El, Sebastian vine dintr-o familie de vrei sponsori ai Revoluționarilor din 1848, o familie care ținea extrem de mult. La țara asta, așa cum era ea atunci, cu Cogălnicianu, cu Bălcescu, cu toți cei care au fost, da? Vrea cumva să, să împingă țara asta dinspre Istanbul către, către Viena, adică dinspre Orient către Occident, deși Orientul, o să vedeți, are farmecul lui. Și dintr-o dată, Mihail Sebastian se, se trezește într-o lume care nu îl recunoaște. Da? Mihail Sebastian, pe numele lui Hechter, la Iosef Hechter, evreu. Dar nu era o lume rea neapărat, ci o lume care ignora tot ce era diferit. Asta se întâmpla în toată lumea, stați liniștiți, n-am fost noi cu două coarne și alții cu numai cu, numai cu unul. Bun. Are niște lucruri foarte, foarte bune pentru noi, ca să ne dăm seama de ce ar trebui să fim toleranți. De exemplu, vine copilul, cel de mai târziu, Mihail Sebastian, și câștigă uh, un fel de olimpiadă la română. Premiul 3 la limba română. Uh, se face acel careu de la liceu, uh, Popescu e la matematic, uh, Vasilescu la geografie și pe când să spună la română, da, de uh, viitorul Mihail Sebastian, uh, directorul trece peste asta și nu amintește nimic. Și copilul rămâne da, scriitorul de mai târziu rămâne cu trauma asta. Dacă totuși am luat premiul pe mine, de ce nu mi-a amintit? Numai pentru că nu eram și eu ca toți ceilalți. Bun. De ce-și alege uh, pseudonimul ăsta Mihail Sebastian? Mihail, uh, într-o anumită, hai să zic, totuși mitologie sau tradiție, nu vreau să greșesc. Este protectorul evreilor. Iar Sebastian, și l-a luat dintr-o carte, el citea foarte mult în franceză, Martiriul Sfântului Sebastian. Și unde-i skepsisul? Sfântul Sebastian era un. a fost un martir, da? care a fost descoperit de, de romani și martirizat, da? crucificat, după ce și-a ascuns, pur și simplu și-a camuflat identitatea. Da? credința așa camuflată. Și prin fiind a fost martirizat. Și atunci, lui Mihail Sebastian se părea că cu numele astea două, și cu Mihail și cu Sebastian, și-a format o lume proprie, o mitologie proprie, din care putea să iasă din când în când, să vadă ce prin lume și să vină înapoi. Găsește aici o mulțime de lucruri foarte faine, necunoscute, din păcate, copilor. Uite, gândește că predai Mihail Sebastian la clasa a 9 -a sau a 10 -a, da? Sau 11 a 11 Și spui, uite, uite cum s-a făcut Steaua fără nume, acea piesă celebră a lui Mihail Sebastian. Uh, erau anii 40, era prigoan, antisemit, ca peste tot, din păcate, în lumea asta, astăzi civilizată și nu avea niciun bani. S-a apucat să scrie o piesă de teatru. Steaua fără nume. Uh, dar n-avea voie să teatrele să joace piese scrise de evrei sau piese uh, uh, cu tentă evrească. Și atunci găsește un vecin pictor care are un prieten uh, avocat în Brăila și da? îi zice auzi, vrei să semnezi tu în, cu numele tău piesa asta? Ăla vine, era un fel, tu mai boem, destul de citit, da, domnule, semnez eu, dar că presa vine și spune, domnule, vrem să știm cine e ăla. Cine e la care semnează? Există într-adevăr sau este o șmecherie prin care nu e așa evrei iarăși vor să iasă înainte? Și îl aduce pe, pe avocatura avocatul de la Brăila, ăla se descurcă foarte bine, piesa este jucată, wow! Da? George Vraca a jucat în piesa aia la premieră, a jucat, uite, Radu Beligan în 43, juca acolo în steaua fără numea lui Mihail Sebastian. Nimeni n-a știut, câțiva au, au zis, bă, dar asta e un fel de... seamănă Totul cu ce scria Mihail Sebastian. Da? Are iubirile lui senzaționale, este un tip extraordinar, stă în Franța câțiva ani. Iorga era de. Era de cum se zic, sponsorizarea dată de Ministerul Culturii. Iorga era și Ministrul Culturii, și Prim-Ministrul, și Ministrul Educației. Lasă doar pentru bursieri facilitățile alea. 50% reducere la drumul de dus întors, etc. Da? Și revine într-un București pe care, atenție, când îl descrie, ai impresia că e România zilelor de astăzi. Aceiași, aceleași gherile politicianiste, aceleași gherile în lupte de gherile în cultură, dar cu asta deja noi suntem obișnuiți. Și scrie după 2000 de ani. Da? Acel roman senzațional. Da? În care, atenție, el se regăsește. Și cine să-i facă prefața, idolului lui sau nici nu știu cum să-i zic, că era o relație extrem de specială între el și Nae Ionescu. Nae Ionescu, care înainte nu avea nicio treabă cu legionalismul, se duce spre partea asta antisemite și scrie, deși el semna deja Mihail Sebastian, da? îi scrie o prefață în care îi pune numele evresc și mai mult decât atât, o prefață atât de jignitoare, îi spune la un moment dat, tu nu ești, tu nu te poți numi om de la Brăile, de la Brăila Dunării. Tu ești doar, un evreu de la Brăila Dunării. Da, foarte, foarte, foarte urât, dar bine, este distrus Mihail Sebastian, se duce la bunul lui prieten de atunci, după a se rup relațiile Mircea Iliade, deja căsătorit cu Nina Mareș, Stăb. ce să facem, cum să facem și Mihail Sebastian spune, o să public această prefață, pentru că până la urmă arată și partea din mine care trebuie să se camufleze. Și cartea aia, după 2000 de ani, apare cu, cu prefața antisemită, urâtă, urâtă, urâtă a lui Nae Ionescu, dar arată altceva. Onestitatea extraordinară a lui Mihail Sebastian. Omul ăsta a fost un caracter. Tatiana Niculescu duce în jurul lui o grămadă de caractere, o să vezi, o să vezi tentațiile naționaliste a lui Noica, da? Noica aflat la, în Franța la studii care în momentul în care un, 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 un ziar al legionarilor este interzis spune gata de acum acolo mă voi înscrie în legiune dacă voi interzice dreptul la liberă exprimare, nu s-a înscris evident, Cioran fascinat de tot ce înseamnă uh, Nai Ionescu, apoi fascinat de Mircea Eliade, da? Uh, un caracter extraordinar pe care noi nu știm să-l să promovăm în manuale Eugen cu cel care rămâne pur și simplu uh, uh, același prieten bun al lui uh, Mihail Sebastian, inclusiv în zilele în care cei ca el, evrei, uh, erau uh, aruncați peste bord. Bun. Cei foarte fain însă. Din astea sunt scăpări de caracter și nu cred că există lumea asta un om perfect. Dar cei foarte fain și de reținut, băi, se adunau uh, Mircea Eliade, uh, Miel Sebastian, uh, Lucrețiu Pătrășcanul la un moment dat, care spunea, domnule, trebuie să vorbim și despre Lenin, dacă nu-l cunoaștem, da, o să ni se urce în cap. Bine, Pătrășcanul avea ideile lui social-democrate, nu neapărat comuniste. Ați văzut, există și un sfârșit extrem de, 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 de urât al lui Lucrețiu Pătrășcanu, da, deviaționismul, ca caia deviația, da, dar ce făceau? Se întâlneau mai mulți, 5, 6, 7, 8, da, și ziceau, hai să închidem o sală să facem conferințe pe bani. Băi, și sălile erau arhipline. De exemplu, vine uh, Eliade și ține un curs de filozofie. Sala arhiplină. Gândește că acum uh, 4-5-6 tineri uh, doctoranți în filozofie merg în București, iau sala palatului și sala palatului se umple și oamenii sunt pe scărțe, sunt peste tot, biletele nu erau ieftine, exista uh, apoi dezbaterea cu sala. Wow! Da? Ține Mihail Sebastian o o conferință despre Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, da, el are foile pregătite și din sală deja era rumoarea aia antisemită, legionară, da, și urlă cineva, băi, nu vrei despre alt, o vrei. Charlie Chaplin fiind, de fapt, rom născut într-o șatră. Și atunci bine el Sebastian își rupe foile și începe să vorbească despre condiția celor ca el într-o lume care are pur și simplu misiunea dificilă de a recunoaște, de a tolera și nu în stare de misiune asta. atenție, săli arhipline, gândește că îți merg acum 2000 de oameni la o conferință ținută nu de numele mari ale literaturii sau ale filozofiei sau ale științei, ci de niște tineri, erau tineri. Eliade cu Nina Mare și stăteau la o mansardă, wow, dar asta este o chestie sensațională pentru ei, băi, ce, realizea, ce realizat ești, să te-au închiriat, să liniștit. Da? În afară de Nae Ionescu, care avea într-adevăr o anumită avere, toți erau niște, cum s-ar numi astăzi, niște chiriași, ca să nu zic niște pâliți. Bun. Există apoi o poveste de dragoste senzațională. Omul ăsta era iubit pentru ceea ce scria. Băi, iubeau literile. Femeile umblau după el îndrăgostite de cărțile lui cartea lui Femei face furori între, între actrițele celebre, între, între personalitățile celebre ale, ale elitei bucureștene. Da? Și se îndrăgostesc la nebunie și când îl văd, așa au un șoc pentru că el era mic, pipernicit, mai negricios, mai... Și totuși merg. El având că asta nu s-a apropiat niciodată fizic vorbind, da? De ele, de ce? pe la 17 ani, pe la bordelurile din, din Brăila, ia o boală de aia cu transmitere sexuală și nu mai avea încredere în, puneți ghilimele, nu știu cum să le zic, performanțele lui amoroase. Da? Și atunci tot timpul se ferește, dar femeile, în an la rând, au rămas într-o iubire de aia foarte specială față de el. Da? Și moare într-un accident, culmea cu descris mai puțin zăpada în cartea Accidentul. Un camion care la București vrea să, vrea să, de, să nu dea într-o piată de aia pe bulevard, îl izbește pe Miel Sebastian, cade cu capul de caldărâm și moare pe la 3 după masa, chiar atunci când avea anunțat o conferință la universitate. Da? Și în loc de conferință vine cineva și citește domnul Mihail Sebastian a murit. El își ia numele de Mihail Sebastian oficial în 1935 și o fată de 17 ani, de 16 ani se îndrăgostește la nebunie de el, el având aproape 30. Bun. Scrisori, fată de industriaj, noi plecăm din țară, că nu se știe cei cu... cei cu... s-a terminat războiul, vin cu bolșevici, nu vin bolșevici, ai mei, pleacă la New York și apoi în America de Sud, dar Și rămâne așa o poveste cu suspendată. Și afli că în, să zic exact... în 2000, în anul 2000, da, Miel Sebastian era deja mort din 41, în anul 2000, o doamnă vioaie cu mers ușor legănat al vârstei înaintate, da, merge la cimitirul Filantropia până în dreptul unei plăcuțe de metal pe care scrie Mihail Sebastian. E un fel de, spune alea, de a spune Alea, după mai bine de 60 de ani de când a părăsit România, șefa biroului de presă al Curții Regale a statului Monaco, timp de aproape o jumătate de viac, acum pensionară, se află în fața pietrei funerare pe care e scris numele lui Sebastian. Strânge ușor la piept pachetul din care se văd și în câteva ramuri verzi. Nadia la Cos Mărculescu sădește la căpătâiul lui Sebastian un liliac alb, iar în zilele următoare un meseriaș priceput inscripționează în piatră titlurile operei lui Sebastian. Până în 2021, februarie, când s-a stins din viață la 99 de ani, Nadia Mărculescu la cost a mai făcut câteva vizite la cimitirul Filantropia, unde, din când în când, cititor necunoscuți depun pe mormântul lui, cum se obișnuiește la cimitirile evrești, câte o pietricică. Știi cine era? Era acea fată de 16-17 ani, da? care n-a uitat niciodată fiorii a primii. Da? Ai apropierii de, de, de o carte scrisă extraordinar, de un tip refuzat. De literatura de literatură, nu. De oamenii care îi citeau cărțile. Acea fată de 16-17 ani n-a mai ajuns în America de Sud, a ajuns în statul Monaco, a fost timp de 50 de ani șefa uh, comunicării de la Curtea Regală și în 2000 a zis, acum sunt pensionară, mă duc să văd acel iubit care, despre care nu mai știu dacă a existat sau nu. Există doar un mormânt și dacă pun o pietricică acolo, înseamnă că sunt cu el. Niște povești atât de faine, atât de, atât de răcoroase, că sunt numai bine de citit, numai bune de citit în sărbătorile astea. Că până la urmă, sărbătorile despre asta e, Despre tignă, despre cunoaștere și despre um, oare despre ce sărbătorile astea? Cred că și despre împăcare. Și Mihail Sebastian a știut să se împace cu toți cei care l-au refuzat. Să aveți sănătate!